Al treilea dintre cei cinci buni împărați romani era originar din peninsula iberică, precum Traian. Cuceritorul Daciei l-a înfiat pe tânărul Hadrian și l-a numit moștenitor al său. Rodrigo Diaz a reușit să-i alunge pe mauri din Spania, utilizând tactici ale războiului psihologic teoretizate mult mai târziu. În ultima bătălie de pe 10 iulie 1099, rănit fiind, a hotărât ca trupul său îmbălsămat să fie urcat pe cal și trimis în luptă în momentul hotărător, pentru a-și încuraja trupele care au învins. Profetul reformator își petrecea viața privată pe lacul Geneva, citind Sfintele Scripturi și bând vin roșu. Spre finalul vieții le zicea amicilor săi care erau preocupați de regimul său zilnic de muncă: vreți ca Domnul să mă găsească lenevind când va veni? În tinerețe a fost animat de idei anarhiste. Ca să-și convingă tatăl că nu are aptitudini pentru comerț, a fugit împreună cu un prieten până în Venezuela. La 25 de ani, mergea la Paris pentru a studia pictura. Instrumentul inventat de pionierul fotografiei folosea vaporii de mercur pentru a obține o imagine cu plăci expuse. Fiind foarte fragile și gingașe, trebuiau protejate în piele plușată, costau și foarte mult, nu oricine putând beneficia de noua tehnică. Lumea s-a schimbat însă cu tot protestul celor care considerau invenția o năpastă, o victorie a industrialului, un rău al secolului. Inginerul născut în Croația, spun unii că ar fi de origine istro-română. S-a certat cu Edison în ceea ce s-a numit războiul curenților. Avantajele celui alternativ, susținut de Tesla, au impus utilizarea pe scară largă în comparație cu cel continuu pe care pariase Edison. A revoluționat romanul modern, convins fiind că atunci când e vorba despre scris, suntem cu toții scrupuloși, cercetăm lucrurile îndeaproape, respingem tot ce nu e adevăr. Dar câtă vreme e în joc numai viața, ne ruinăm, ne îmbolnăvim, ne ucidem pentru niște minciuni. Actor și regizor, Demetriade se numără printre pionierii cinematografiei românești. După ce a asistat la premiera olandezului Zburător al lui Wagner, compozitorul a fost atât de impresionat încât nu a vrut să vorbească zile întregi, nu a mâncat nimic, a trăit doar în lumea fanteziei sale și în fața clapelor pianului. Aproape două decenii mai târziu, lăsa posterității oratoriul Carmina Burana. Folchistul Gălățean a debutat la 19 ani ca solist vocal al formației Cristal. După 6 ani alături de cenaclul Flacăra și alți 18 de activitate solo, a primit din partea președintelui României Ordinul Cultural în grad de cavaler. Exoticul actor a suferit 3 operații pe cord în 1992. Până la acea dată fuma 50 de țigări pe zi. S-a lăsat de acest viciu. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.